Amin. Eu dau să fie Domnul pentru că am gândit această zi minunată care să ne aflăm în casa Lui. Mai mult face o zi în curțile Domnului decât o mie în altă parte. Lăudat să fie Domnul. Amin. Vreau să-i salut pe toți prietenii casei Domnului, pe frații noștri în Hristos de la Elmut. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Ne bucurăm să avem întotdeauna oameni noi, oameni cu care să ne unim în rugăciune, în cântare și în cuvânt. Domnul să ne binecuvinteze pe toți cei care suntem astăzi adunați aici. Amin. Haideți cu toții să cântăm această cântare minunată care spune, aici să fie casa celui veșnic sfânt. Nu doar aici. Nu doar aici, ci oriunde sunt doi sau trei numele Domnului, acolo Dumnezeu să ridice o casă a Lui. Un templu sfânt. Să lăudăm pe Domnul. Să
Iubiți frați și surori și dragi prieteni ai casei Domnului, înainte de toate, am dorit să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt în această dupămasă. Vă binecuvântăm pe toți în numele Domnului care în această zi am găsit cu cale ca să fim în casa de închinare. Zic ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți, fie că am venit de aproape, fie că suntem de departe. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. În mod special, Domnul, am dorit să binecuvinteze frații noștri și tinerii noștri oaspeți din Suedia, din Elmut. Domnul să ne binecuvinteze. În această zi au avut dorința să vină să slujească Domnului, să ne bucurăm împreună și zic ca Domnul să lase binecuvântarea Lui peste noi în această zi. Și acum am cântat, fiecare dintre noi să simte că Domnul este în adunare în această zi. Pentru lucrul acesta vândem, haideți să deschidem inima, haideți să-L chemăm pe Domnul încă de la început să spune, Doamne, vrem să te simțim că ești în adunare în această zi. Vrem să te simțim că tu ești la lucru în această zi. Dumnezeu este aici, Dumnezeu El vrea să ne binecuvinteze. Doar noi să fim gata să deschidem inima și să spunem, Doamne, în această zi îmi predau inima și te rog, binecuvintează-mă. Doamne, dacă am venit 100 de kilometri, 200 de kilometri pentru tine în această zi, te rog, primește-mă așa cum sunt. Dumnezeu este gata să ne primească pe toți. Ne iubește pe toți. Ne vrea pe fiecare. În mod special, ne iubește mai mult și ne-a iubit încă pe când l-a trimis pe Domnul, pe Domnul nostru Iisus Hristos să moară pentru noi, ca prin El să avem viață veșnică. Lăudat să fie Domnul. Am dorit să ne plecăm capetele și în loc pe fratele Cipri, Domnul să-L binecuvinteze, cerem binecuvântarea Domnului peste noi în această zi, peste întreaga slujba, peste lucrarea care se va face în această zi, peste cântările care se vor cânta. Rugăm pe Domnul ca din cântare în cântare, Domnul să atingă inimile în această zi. Dumnezeu poate, așa spune cântare. El poate, eu știu că poate. Domnul poate să se îndure în această zi, da? Avem nevoie de Domnul, avem nevoie de prezența Lui. Are să spune, Doamne, nu sunt nimic, nu suntem nimic înaintea Ta. Doamne, nu noi. Și nu nouă, și nu numele nostru, și numele Tău îi dăm slavă. Amin. Ne plecăm capetele și rugăm pe fratele Ciprian. Tată iubit din cerul, Doamne, îți mulțumim pentru îndurarea Ta cea mare. Amin. Dar mulțumim că ne-ai binecuvântat cu viață, Doamne. Slavă Ție, Doamne. Aleluia. Venim, Doamne, împreună cu toți frații, surorile, copilașii, Doamne, prietenii casei Tale, Doamne. Venim să ne bucurăm în această zi de sărbătoare, Doamne, împreună cu Tine, Doamne. Doamne, să Te iubim, Doamne. Și Tu ai puterea, Doamne, de a mântui sufletele. Aleluia, slavă Ție. Doamne, te rugăm, Doamne, ca Tu, Doamne, să iei parte cu noi, Doamne. Te rugăm, Doamne, Doamne ca Tu să ne cercetezi, să ne mângâi. Unde este nevoie, Doamne, ca Tu să vindeci, vindecă Tu în această seară. Doamne, Tu ai cei care sunt împovărați, Doamne, te rugăm ca Tu să-i cercetezi, să-i mângâi, Doamne. Să-i vindecă, Doamne, la o statură plăcută Ție, Tatăl Ceresc. Te rugăm să binecuvintezi cântările, Doamne. Amin, cuvântul, Doamne, cei ce vor spune poezii, Doamne, spre slava și la Doamne. Te rugăm să binecuvintezi frații care vor vorbesc din cuvânt. Ca Duhul Tău ce Sfânt, Doamne, să vorbească poporului Tău, Iisus. Așa te rugăm, Doamne, ca Tu, Doamne, să-ți faci lucrarea Ta de slavă. Numele Lui Te binecuvântăm și Te preamărim în veci. Amin. 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 Dorim să ocupăm locurile și haideți, vă invit și vă fac o invitație prietenească, frățească. Haideți să participăm cu toții la lucrarea Lui Dumnezeu. Amin. Această zi. În cântare, rugăciune, tot ce face această zi, am vrut să facem împreună spre slava și spre lauda Domnului. Aleluia. Acum haideți să cântăm o cântare împreună, pe care cred că frații au pregătit, o cântare împreună cu toții. Și apoi am dorit să ne închinăm din nou înaintea lui Dumnezeu, Domnul să ne binecuvânteze și fratele Vasile ne va sluji în următoarea rugăciune, Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Amin. După ce vom cânta, o cântare împreună cu toții. Amin. Lăudați-te Domnul, câte vreme se poate găsi, câte vreme se spune astăzi, lăudați-te Domnul. Domnul, Domnul,
lumină ca să fie mântuit, că ziua mântuirii e aproape de sfârșit. Pe tine, Doamne, sau pe aproapele nostru, un frate, un soră, un prieten, e cu neputință, fraților. De aceea vreau în rugăciunea aceasta să mergem pe genunchi înaintea Domnului, să spunem, Doamne, iartă-ne, dar dă-ne și puterea ca să putem ierta și să iubim numele Tău. Că doar iertându-ne și iubindu-ne unii pe alții, doar așa vom putea fi iertați și iubiți de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți cu toții să ne aplicăm genunchi în această rugăciune. Te spune Domnului să ne ierte, dar să ne dea și puterea ca să putem ierta. Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat. Amin. Hai să ne plecăm pe genunchi.
prezenți și aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare parte. Da. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cine crede în Iisus Hristos din Marul Apurge, un râu de apă vie. În această zi, cred că fiecare are credința aceasta pentru ca inima noastră să prospere, pentru ca Iisus Hristos să locuiască în inimile noastre, trebuie să fie curățite. Știm că Duhul Dumnezeu nu găsește plăcerea într-o inimă care nu este plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aș dori ca în această zi să facem o rugăciune de curățire. Eu, unul personal, am nevoie ca Duhul Dumnezeu să locuiască în inima mea. Cred că și dumneavoastră pe acest lucru gând. Și acest lucru vi-l aduce și dumneavoastră. Eu, unul personal, aș avea mai mult de rugat la Dumnezeu ca în această zi, ca să spun, Doamne, în această zi vreau să am o legătură mai strânsă cu Tine. Din ce motiv vreau să spun lucrul acesta? În această zi vedem cât răutate se întâmplă în jurul nostru, în lumea aceasta. Vedem că lumea este împotriva unor altora. Vedem că lumea nu se mai împacă unul cu alții. Motivul nu-i poate că îl cunoaștem numai prin o treime din el. Dar Dumnezeu cunoaște restul. În această zi aș vrea ca să facem o rugăciune și să spunem în această zi, Doamne, avem nevoie de lumina Ta. Doamne, avem nevoie de lumina Ta ca să lumineze noi. Ca lumina lui Dumnezeu, dacă luminează noi și noi să putem lumina în exterior. Fiindcă noi suntem chemați să fim o lumină. Aș vrea ca în această zi și tu și eu să fim o lumină. Să fim un exemplu pentru cei de afară. Fiindcă este o vreme de trezire, este vremea în care să ne trezim noi însuni și după aceea, prin noi să trezim și pe alții. Este foarte greu, vă spun sincer, am văzut foarte multe lucruri și știm cu toții că și noi vedem, și dumneavoastră vedeți, avem ochi, că Dumnezeu ne-a dat ochi. Ceea ce se întâmplă în lumea în această zi este o vreme care cred că trebuie trezire. Mi-aduc aminte ceea ce spunea Iisus în Ioan, în capitolul 8, începând cu versetul 12. Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va umbla în lumina vieții și va avea lumina vieții. În această zi, cred că care suntem aici în locul acesta și care nu sunt mulți ar dori, ca să aibă o lumină, fiindcă mi-aduc aminte când eram în întuneric, umblam pe bujbuite. Nu cunoșteam într-adevăr ce înseamnă lumină. Cu toate că gândeam că trăiesc în lumea aceasta și era o lumină, cum o vedem cu ochii noștri, dar nu înțelegeam sensul adevărat al luminii. Iisus Hristos însuși este lumină. Amin. Că în această zi vreau să lumineze inima ta. Să lumineze inima mea. Poate că inima ta este întunecată în această zi. Și poate că nu-ți dai seama din ce motiv. Eu pot să-ți dau răspunsul. În această zi inima noastră poate să fie întunecată din cauza nesincerității pe care o avem față de Dumnezeu. În această zi Dumnezeu vrea ca să-ți deschizi inima către El. Amin. Ca El să poată lucra prin Duhul lui Cel Sfânt. Noi știm fiecare dintre noi că n-a ascuns poate ca să fie multe lucruri. Dar în fața lui Dumnezeu nu este nimic ascuns. Fiindcă El pătrunde în locul pe care tu nu gândești și eu nu gândesc. În această zi, dacă ești în casa lui Dumnezeu, trebuie să-ți deschizi inima. Trebuie să-ți deschizi inima ca Iisus Hristos să poată curăți, să poată lucra și să poată lumina. În această zi, rugăciunea pe care vreau să o facem este rugăciunea în felul următor. Doamne, am nevoie de credință. Doamne, am nevoie ca lumina Ta să lumineze viața. Doamne, am nevoie de puterea pe care Tu mi-o dai zilnic, de dimineața până seara și de seara până dimineața să pot să slujesc numele Tău mai departe. Aleluia. Fiindcă dacă vom fi la dormire, va fi greu. Aș dori în această zi să fie o vreme pentru Tine și o vreme pentru mine de trezire. Ca Dumnezeu să poate să lucreze în casă. Vă spun cu părere de rău. De multe ori, chiar spunea soția mea, nu este foarte greu. Doamne, în prima biserică. Dar noi, oameni, nu avem ce să facem decât să ne rugăm. Și să stăm în rugăciune și să spunem, Doamne, Tu ai puterea de transformare. Doamne, Tu ai puterea de a transforma omul și a pune în inima lui credința. Dar veni în casa ta de rugăciune. Fiindcă casa lui Dumnezeu este bucurie. Amin. În casa lui Dumnezeu este dragoste. Amin. Și nu mai poate să te eliberezi. Rugăciunea pe care o facem această zi este un lucru următor. Doamne, am nevoie de credință. Și ca Tu să luminezi viața. Amin. Și aș dori să facem o rugăciune și pentru
pentru cei care sunt în suferințe, pentru cei care sunt departe de Dumnezeu, care l-au cunoscut odată și au căzut la credință, ca Dumnezeu să-i întoarcă înapoi, ca Dumnezeu să le dea înțelepciune, că în casa lui Dumnezeu este dragoste. Aleluia. Dragostea pe care o dă El nu găsește decât în casa lui. Și numai El poate să transforme inimi. Ai dorit ca această rugăciune să o facem pe genunchi și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Dar ai dorit ca această rugăciune să fie făcută din inimă, ca înaintea lui Dumnezeu să fie primită, fiindcă El are puterea de transformare, frații mei. Ai dorit să aducem această rugăciune pe genunchi. Amin. Amin. Și acum spune, Doamne, facă-se voia Ta. Amin. Dragii mei, obișnuiesc să spun lucrul acesta o de câte ori am ocazia. Timpul de rugăciune este timpul acela când noi comunicăm cu Dumnezeu. Dumnezeu stă și ascultă spre rugăciunea noastră. Este timpul când putem comunica cu Dumnezeu. Și am avut ocazia aceasta în timpul acestei rugăciune să-i mulțumim Domnului. Am avut ocazia să-i cerem Domnului iertare. Am avut ocazia să-i spunem Domnului problemele noastre. Am avut ocazia să ne rugăm unii pentru alții, pentru cei bolnavi, pentru cei în suferință, pentru tineri, pentru toți. Am avut ocazia în acest timp de rugăciune. De aceea ne rugăm. Dar vine timpul de evangelizare. De data aceasta Dumnezeu a ascultat, noi am vorbit. A venit timpul când va vorbi Dumnezeu și trebuie să ascultăm. Amin, Doamne, dă-ne putere să ascultăm. Dumnezeu a avut răbdare cu noi să ne asculte pe fiecare. Dumnezeu are răbdare cu fiecare dintre noi și ne iubește pe fiecare. Haideți să dăm și noi atenția cuvenită lui Dumnezeu în această zi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să cântăm două versete într-o cântare și în timpul acesta aș dori să ne închinăm înaintea Dumnezeu și noi cu darurile noastre de bunăvoie înaintea lui Dumnezeu, adică să ne închinăm înaintea Dumnezeu cu ceea ce Dumnezeu ne ajută să îi dăruim și noi din toată inima Dumnezeu să fie lăudat. Și după ce vom cânta această cântare și să vom închina Domnului, am înțeles că și copiii au să laude pe Domnul cu o cântare și cu o poezie. Zic ca Domnul să binecuvânteze, Domnul să fie slăvit. Și în continuare Domnul să fie cu noi. Amin. Să caut prezența Ta, să Te slăvesc, Iisuse, cu toată viața mea. Amin. Nu vreau să trec prin lume, oftând că e prea greu, ci vreau să fiu lumină, că sunt copilul Tău. Amin. Amin. Iisus trecea prin Ierihon, pe străzi aglomerate, în miez de zi, și în jurul lui veneau cu lamă însoțea mulțim de oameni mari și de copii. Zacheu a auzit de el și a alergat grăbit în calea lui.
se întâmplă picioare, copiii se vor ruga Tatăl nostru și noi împreună cu El. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne zbăvește rău, căci Ta este împărăția și puterea în slavă de veci și veci. Amin. 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 Domnul să vă binecuvinteze, copilași. Haideți să ocupăm locurile, să vin până aici. Dumnezeu, Domnul a fost cu noi până aici și Domnul să fie în continuare cu noi. Amin. Amin. Tinerii de la Estor se vor pregăti, dar am înțeles că fratele Vasile are o cântare după Cipri, Domnul să binecuvinteze, iar după aceea tinerii din Elmut vor lăuda pe Domnul de data aceasta cu două cântări, vor pregăti două cântări, din cântare în cântare, două cântări. Domnul să lucreze și dacă vine și a treia, spunem slăvit să fie Domnul, Domnul să fie slăvit. Și apoi după tine, dacă cumva sora noastră din România, mai în vârstă, chiar dacă nu tinerii, Sofica, dorește să laude și ea pe Domnul cu o cântare, Domnul să o binecuvinteze. Și apoi, așa cum s-a sărut Domnul în această zi, prin fratele Cornel, care zice, Doamne, deschide ușa de cuvânt în această zi. Doamne, ajută ca cuvântul Tău să cadă pe un pământ bun în această zi. Amin. Deci, fratele Vasile împreună cu Teo, vor lăuda pe Domnul, apoi grupul de tine de la Estehorn, oricât l-au dat și ei pe Domnul cu două sau trei cântări, cum Dumnezeu le va binecuvânta, apoi și sora Sofica și după ascultăm cuvântul Domnului. Amin. 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 Mulțumim că ne putem în mirație, Doamne. Lăudați să fie Domnul. Amin.
Tu strigă Maranata, spune-mi dacă ești rugata, ai și tu la mântuire, să ai parte de răbire. Vine Domnul Maranata, vino mire, te așteptăm, să curăm ca porumbei și sperai să ne învățăm. Vine Domnul Maranata, vino mire, te așteptăm, să curăm ca porumbei și sperai să ne învățăm. Amin, amin.
Prins, rog să vă mulțumim. Yeah.
să ridicăm în picioare cu întreaga biserică și îl invit pe fratele Cornel să vină în față, să vin prezint, poate unul dintre voastre îl cunoașteți, poftim frate Cornel. Fratele Cornel Ardelean, cred că unii dintre dumneavoastră care sunteți din Mediaș, acolo din părțile Mediaș, îl cunoașteți, a fost și a lucrat și l-a ajutat foarte mult pe fratele Iulian în lucrare în localitatea din Mediaș. Fratele a slujit ca slujitor în România, în Mediaș, în biserici din prejurime, fiind ordinat chiar și aici în Suedia, în Suedia la noi unde locuim. Și Dumnezeu a fost acela care până aici l-a binecuvântat și dorim ca Domnul să binecuvânteze și amin. În această zi, prin ajutorul Domnului și prin puterea Duhului Sfânt, ne va sluji în această zi în lucrarea Dumnezeu pentru evangelizare și să zicem ca Domnul să binecuvânteze. Amin. Poate Cornel, fi binecuvântat de Domnul și Domnul să-ți dea puterea și binecuvântare. Amin. Amin. Iisus Hristos este Domnul. Amin. Ce ne-am face noi fără El? Suntem nimic fără El, dar cu El formăm majoritatea în lumea aceasta. Slăviți să fie numele Lui. Stimați creștini, frați și surori, aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură la ultima carte a Scripturii, la cartea Apocalipsei, cei care aveți Biblia la dumneavoastră, sau că se poate afirma. Vom citi un cuvânt din Sfânta Carte și apoi vom intra să vedem ce vrea Dumnezeu să ne vorbească în seara aceasta, în după amiază aceasta, în locul acesta. Apocalipsa, capitolul 3, voi citi cuvântul Domnului de la versetul 7. Cartea Apocalipsei, cartea Revelației, Sfânta Carte, Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 7, cuvântul Domnului vorbește astfel. Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie, iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ține cheia lui David, Cel ce deschide și nimeni nu va închide, Cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale, iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau în ceea ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cu luna. Amin. Amin. O să recupați locurile. Vreau să vă binecuvintez în seara aceasta, în locul acesta, să vă spun că mă bucur și mă simt bine să vă văd, să văd frățietatea din locul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Într-o mică măsură sau într-o mare măsură vă și invidiez pentru localul frumos cu care Dumnezeu v-a binecuvântat. Și pentru felul în care știți să folosiți acest local. Chiar dacă pe ochii sau în ochii fratelui a fost lacrimi că nu vin creștini la biserică, nădăjduiți că vor veni creștini. Bucurați-vă și creștinii adevărați și autentici vor veni la casa Domnului, vor veni la biserică. Bucurați-vă că ori de câte ori sunteți la casa Domnului, vă situați și împliniți cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu vă binecuvintează. Sunteți mulți, nu sunteți puțini. Poate noi la El nu suntem mai puțini. Neharul și ajutorul Domnului în urmă cu 2 ani de ani, cu 2 ani de zile, în localitatea Emos, undeva în Suedia, mai sus de Estreholm, dacă cunoașteți acolo, vreo 60 de km de la Estreholm în sus, cu ajutorul Domnului, mai multe familii au dorit să se deschidă o adunare acolo și s-a deschis o adunare. Slujesc această adunare de vreo 2 ani de zile, în slujba în care Domnul m-a așezat și ne pregătim ca și dumneavoastră să ne întâlnim pe Domnul nostru care îți vine în cuore. Asta facem la biserică, asta apropo din aceștia suntem credincioși, pocăiți care îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să vină. El vine, asta nu e o năzuință, nu e o poveste, nu e un bază. Este ceea ce scrie în Sfânta Carte, în Biblia, în Cuvântul lui Dumnezeu. Și ce scrie aici, în cartea aceasta, este adevărat. Dumnezeu, un singur lucru nu poate să facă. Poate să facă toate lucrurile în lumea aceasta. Are toată puterea. Un singur lucru nu poate să facă. Să mintă. Asta nu poate să mintă Dumnezeu. Ce a promis aici, va împlini. Și în curând, se va vedea și vor vedea toți oamenii de pe pământul acesta. Și cei care au venit la biserică, și cei care nu au venit la biserică. Și cei care au slujit și cei care n-au slujit. Și cei care au cântat și cei care n-au cântat.
Îl vor vedea pe noi cei văzând venit pe Domnul Iisus Hristos. Vă salut și mă bucur de tine. Eu am vrut în mod deosebit, văzând tinerii dumneavoastră la conferință la Islon, și am vrut să văd dacă tot cu zâmbetul pe față sunt cum au fost la Islon, sunt și aici, așa, la Veras. Sunt tineri care arată ca o bucurie a mântuirii în inima lor. Și asta bate, adânc, bate tare așa și emană. Și cu grâuri de apă vie, de pe fețelor, din inimile lor. Pentru că au cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos. Atât tinerii din biserica dumneavoastră pe care vă încurajez, frate și soră mai vârstă, să-i purtați în rugăciunile dumneavoastră. Și tinerii din biserica noastră care ne-au însoțit. Nu greșești, frate, Remus, când spui că de la Esleon. Suntem și de la Esleon, sunt câteva familii de la Esleon care au venit și au însoțit această lucrare și au venit cu mine. Eu am vrut să vin singur, pentru așa am auzit și m-ați invitat și a spus că vă bucurați în locul acesta, vreau să văd să facem de animată și nu sunt de acolo. Și am avut această dorință și am împărtășit ne adunăm cu tine și mă aduc cu tine aceștia care s-au văzut în față și împărtășim cuvântul lui Dumnezeu, cântăm și ne rugăm și le-am spus, eu o să merg în Danemarca, eu vreau să vizitez frații noștri din Danemarca. Slavă Domnului! Cu tine, zice. Și am mai spus la altă familie că vreau să merg în Danemarca, să vizitez frații noștri. Și noi venim cu tine. Și aproape că toată biserica vreau să vină și să vă viziteze, să vă bucure împreună cu dumneavoastră. Frații din Ermult, frățietatea de acolo, creștini de acolo, vă binecuvântează numele Domnului Iisus Hristos. Vă trebuie toate salutările. Și așa vă zic cum sunteți, doi sau trei. Frați și sori, mergeți înainte. Cu noi, Domnul, dar într-o zi ne vor aștepta pe noi cer. Aleluia! Pe el, vă duc slăvit să fie numele lui. Dar până atunci, ne spune cuvântul Domnului că trebuie să facem niște lucruri, care să păzim cuvântul Domnului așa cum scrie în Sfânta Carte. Mă bucur și de tinerii care e la fel, prin telefon. Unde ești? Ce faci, frate, că noi m-a sunat o familie? Eu sunt dus pe Danemarca, m-am dus să vizitez frații acolo, să mă bucur cu ei. Păi noi suntem și noi pe aici, pe undeva, și vine ziua. Dar venim și noi la Danemarca, haideți! Ăsta e drumul, asta e adresa, am sunat frații, haideți să coși. Ne-am întâlnit aici, cu la familie și prin Esleon, Emul. Și de unde suntem, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Am pus nume, dar înainte de a pune nume în bisericii, ne-am gândit ce fel de nume să-i punem și nu m-am gândit atunci să văd înțelesul real al acestui cuvânt Filadelfia și am zis, fraților, și-am propus, nu vezi ca biserica noastră care suntem aici să ne numim Biserica Pentecostală Filadelfia? Și ați spus, da, hai să ne numim asta. Și-au votat și-au spus, Biserica Pentecostală Filadelfia, ne numim acolo la el care ne adunăm. Și după aceea am citit în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce înseamnă Filadelfia, ce mesaj a avut Dumnezeu pentru biserica din Filadelfia, că a fost o biserică când Domnul Iisus Hristos o trăit pe pământul acesta, și a avut un mesaj special trimis din partea lui Dumnezeu către mai multe biserici, 7 biserici, printre care și biserica care purta numele acesta Filadelfia. Și odată cuvântul lui Dumnezeu și în seara aceasta v-am citit un fragment din ceea ce a spus Dumnezeu către biserica din Filadelfia, îngerul bisericii din Filadelfia, conducătorului bisericii, păstorului, cum vreți dumneavoastră, celui care este acolo și coordonează biserica aceea, este biserica mea, indiferent cine o conduce, indiferent cine predică cuvântul acolo, Dumnezeu spune, este biserica mea. Și eu pe fiul meu, pe unicul fiul meu, l-am trimis pentru asta, să moară pentru biserică. Și când voi veni din împărăția mea, voi lua singura instituție de pe pământ care se numește biserica. Aleluia! Parte din biserică? Amin. Și mai o altă comisiune pentru biserică. Fii parte din biserică. Ținește-te să fii parte din biserica lui. Da. În Danemarca, în Suedia, în România, oriunde. Gândește-te, lucrează la lucrul acesta. Să fiu parte din biserica lui. Amin. Pentru că este singura instituție pentru care Hristos a dat viața. Și a spus să-mi iubesc biserica. Și îndeamnă relația dintre Hristos și soție să fie cum și-a iubit Hristos biserica și a să-ți iubească bărbatul soția. Cum și-a iubit Hristos biserica. Pe lângă lui era biserica și Hristos a iubit-o. Când biserica spunea, la moarte cu el să fie răstignit, Hristos a zis, Tată, iartă-i! Asta e biserica, Tată, iartă-i! Și în seara aceasta, eu nu știu de ce ne aflăm noi în seara aceasta, în locul acesta, poate nici nu știi precis de ce te afli. Ai venit aici, poate să asculți, vin tine din Emul, să cânte și e un lucru frumos. E bine și asta că ai venit aici. Alții m-au însoțit, nu știu de ce m-au însoțit, dar să se bucure poate cu dumneavoastră, cu noi în seara aceasta, să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Un singur lucru ce am dedus eu din cuvântul lui Dumnezeu, suntem în seara aceasta aici. Ca Dumnezeu să ne ierte pe fiecare. Amin, amin. Un lucru cu care vrea Dumnezeu să ne binecuvinteze în seara aceasta, special, pe lângă altele, care le-am primit deja prin cântările care le-au cântat tinerii, aici deja am primit binecuvântare,
Eu am simțit în inima mea și am fost binecuvântat. Am cerut la un moment dat un șervețel de la tine să-mi dea, pentru că ochii mei au fost brăzdați de lacrimi. La cântările lor au predicat și de multe ori îi încurajește, parcă ar trebui să nu mai predic cum cântă. Ei cântă și slujesc în adunarea noastră acolo și mă bucur de ei și totdeauna încurajez pe toți frații adunarea să ne rugăm pentru tineretul bisericii, dar să ne rugăm pentru toți tinerii români din zonă care Dumnezeu i-a trimis în zona aceasta, în Suedia, în Danemarca, într-o vreme ca aceasta, nu degeaba, ci cu un scop precis. Doamne, mântuiește tot tineretul român care este bine în aceasta. Fie plutat numele Tău pentru oameni și încurajez biserica în felul acesta. De ce? În seara aceasta, poate nu știi de ce ești, poate nu știi de ce te-ai alăturat, poate nu știi de ce ai dat telefon să mă întreb unde sunt și o să vă zic să zic că sunt la București și să vă să fiți tu aici. Un singur lucru știu, Dumnezeu este aici, prezent. Aleluia! Să ne ierte pe tine și pe mine. Avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Vedeam în seara aceasta cum iartă Dumnezeu. Dar până atunci, îmi place cuvântul acesta pentru biserica din Filadelfia care are Dumnezeu. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste Danemarca. Deci nu mai păcătoși din Danemarca care ai de suit. Sau peste români, că i-ați mai păcătoși. Nu trebuie să zicem așa. Cu toții suntem păcătoși, dar Dumnezeu promite și face o promisiune. Pentru că am păzit cuvântul răbdării Lui, zice, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Va veni mânia lui Dumnezeu peste lumea întreagă, dar credincioșii adevărați, pocăiți adevărați, vor fi scutiți de ceasul acela al încercării, de necazul cel mare. De o vreme face biserica Domnului din Elbul, vorbesc despre vremurile sfârșitului. Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc din Cartea Apocalipsei, vremurile sfârșitului. Sfârșitul lumii, sfârșitul acestui pământ și ce se va întâmpla. Și din cuvântul lui Dumnezeu suntem avertizați de aceste vremuri din urmă pe care noi trebuie să le știm. Ce se va întâmpla, cine va fi anticristul, ce va fi necazul cel mare, cine vor fi cei răpiți, cum vă zburați spre cer și spuneam odată că m-a întrebat odată cineva, dar cum chiar o să primim aripi, o să ne dea aripi și o să spunem spre cum va fi? Eu nu știu cum va fi, dar așa spune Biblia și cred cuvântul lui Dumnezeu i-a spus. Vă zburați spre cer, va veni El în ori, am văzut scara aceasta, poate e o scară așa, va fi de jos până la pământul, mai întâi zi o scară în fața unui mare om al lui Scripturi și aretic, că îngerii coborau, se întreau pe scara și îl păzeau pe el. Poate așa va fi venirea, va întinde Dumnezeu o scară, poate va pune aripi, nu știu cum, dar vom zbura spre el. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și eu cred asta. Poate tu să nu crezi, poate să crezi. Este cuvântul lui Dumnezeu. Într-o zi care este foarte aproape, vom zbura spre cer. Ajută-ne, Doamne! Aleluia! Pregătește-ne să biserica, Doamne, fiecare. Pentru ceasul acela măreț. Și dacă vine ceasul încercării peste lumea aceasta, Dumnezeu promite că ne va păzi de ceasul încercării. În seara aceasta vă binecuvintez cu cuvântul acesta. Fiți păziți de ceasul încercării. Unde? Ne va păzi Dumnezeu când suntem în seara aceasta noi aici în casa lui Dumnezeu, dar alții la disco? N-ai cu siguranță. Ați auzit de discotecă peste care am văzut acoperișul în Suedia, da? Acum câțiva ani. Și mulți foarte mulți din ei acolo. Nu păzește Dumnezeu că noi suntem, nu suntem în locurile lui Dumnezeu. Când El vine și zice, vreau să mă întâlnesc. Fiecare sâmbătă la ora 4, aici unde sunteți dumneavoastră, cu credincioșii, cu ai mei, cu copiii mei. Și noi zicem, avem ei sau la grill, mai bine la grill. Lupta mare și s-au mai dat acolo. Nu ne socotiți în felul acesta cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne socotiți pe Dumnezeu în felul acesta. Pentru că dă Dumnezeu zile cu soare și alte, tata și lumea și marța și în alte duminici, dar dacă am promis lui Dumnezeu și Dumnezeu vine la întâlnire, să se întâlnească cu noi aici. Să ne asculte, așa cum spunea fratele Remus, ne-au ascultat când ne-a spus, bă, Doamne ajută-mă, Doamne dă-mi, Doamne asta. Și El ne ascultă. Și după aceea ne ascultă când știm să-L glorificăm pe El. Și se merită noi să ne dăm așa cu piciorul într-o mântuire așa de bună care să... Și să venim aici, să venim chiar dacă e soare și chiar dacă e timp frumos, să venim în casa lui Dumnezeu, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Merită pentru ceea ce a făcut. De ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă și are să încerce pe locuitorii pământului, ne spune că noi trebuie să fim răbdători. Frate, să nu înțeles lacrimile și durerea din inimă, că nu vin frații la adunare. Ai vrea să fie biserica aceasta plină. Mai răbdă. Să mai răbdăm, să mai răbdăm. Amin. Și să mai chemăm și să mai insistăm pe cei nemântui să căutăm să vină la Domnul Iisus Hristos, pentru că ceasul este aproape. Vreau câteva cuvinte acum să merg în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem și să știm în seara aceasta cine suntem noi. Așa cum am spus, poate nu știu de ce ai venit în casa lui Dumnezeu, dar știu un lucru. Că suntem în casa lui Dumnezeu în această seară
putem toți beneficia de iertarea lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu. Vă spune, dar n-am putut de nimic. Eu vreau să spun că ai plătuit. Poate spune, o, nu, tu da, fără casa nimănui, eu nu sunt păcătos ca alții, nu l-am înjurat pe Dumnezeu, nu l-am înjurat. Poate de multe ori ai tratat cu o nepăsare chiar venirea casa lui Dumnezeu, chiar timpul de rugăciune. Poate de multe ori ți-a fost greu și să te plești pe genunchi. Am văzut un obicei frumos care să plecați pe genunchi înainte lui. Poate ți-a fost ușor, poate ți-a făcut așa de formă, este nepăsare. Poate de multe ori ai primit invitația aceasta să vii la casa lui Dumnezeu și ai spus, nu acum, la duminică, sâmbătă viitoare, mă duc altă dată, să discut cu frații și fără mine. Asta e nepăsare. Asta e nesucutirea lui Dumnezeu. Și în seara aceasta poate ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Amin. Poate te-ai uitat urât la fratele tău, că ți-a greșit. El este, el să-și ceară iertare. Dacă fratele tău are ceva cu tine, puteți mânca altul cu el. Spune, arată tu că ești creștin. Arată eu că sunt creștin. Amin, amin, Doamne. Poate în momentul să mă vorbărea. Așa, ai aruncat-o din gură și pentru asta trebuie să zice în tare. Doamne, tu te-ai întristat părinții, de unde ești aici. Poate te-ai învățat părinții care se roagă pentru tine, care s-au încăjit de te-am crescut. Poate prin nevizitarea lor, poate prin vorbărea. Nu știu în seara aceasta de ce ai nevoie de iertare lui Dumnezeu, dar sunt sigur că avem nevoie cu toți de iertare. Și vreau să înțelegem în seara aceasta că El este aici prezent. Ca să mă ierte pe mine și să te ierte pe tine. Și din casa lui Dumnezeu, în seara aceasta, plecând la casa ta, să pleci iertat. Amin, amin. Dacă mâine nu va mai fi o zi, nu va mai răsări soarele, mâine tu să fii pregătit pentru tine. Aleluia! Este important în seara aceasta să nu părăsești locul acesta, să nu părăsești sala aceasta neiertat de El. Ai ocazia în seara aceasta să beneficiezi de iertarea Lui. Cum iartă Dumnezeu, ce înseamnă a ierta și așa ne învață Dumnezeu să ne iertăm și noi unii pe alții. Că noi cu tâi s-au rugat și noi ne-am rugat împreună că cine iartă nouă greșelile noastre, cum? Precum și noi dăm greșelile noastre. Cum și noi iertăm greșelile noastre. Hai să vedem cum iartă Dumnezeu greșelile noastre și așa să învățăm să iertăm și apoi să plecăm de aici din casa lui Dumnezeu, iertați. Aleluia. Împăcați unii cu alții, împăcați cu cerul. Amin, amin. Mântuiți, eliberați și iertați. Atunci cu zâmbetul pe buze, vom zâmbi întotdeauna. Aleluia. Îi treabă, ce e mă cu tine, mă, că nu vezi că lumea asta tot a năcat, ce chiar noi îți avem servici. N-avem, ne dă afară, să închid fabrice. Ce tu zâmbești tu? Hristos e Domnul. Aleluia. Orice se întâmplă, rămâne. Lumea asta, pământul să-ți facă sul. Eu vă fiu cu el. El nu va scăpa de ceasul cerului. De orice necare din aceasta. Asta este nădejdea noastră. Spune, noi citim un cuvânt la cină și aș vrea să citesc versetul acesta, doar un verset. Spune acolo, Domnul Iisus Hristos cu cenici când s-a împărtășit, pe când mâncarea Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frântul dat ucenicilor, zicând, luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a dat zicând, vestonie, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru toți din Danemarca, în seara aceasta care sunt aici, aleluia, care se vasă pentru mulți. Și printre aceștia mulți suntem și noi. Așa-i, Doamne. Fii inclus aici și tu. Include-te aici, între aceștia mulți. Dacă suntem puțini în seara aceasta, în lumea aceasta, dacă mine Domnul are executare, milioane. Aleluia. Aici un grup în Danemarca, în Svedia, o alte două, trei grupuri, bisericuțe mici. În toată lumea aceasta vor fi milioane. Și când va vedea pământul acesta, că de pe pământ se vor învăța milioane, spre atunci va fi bucuria mare. Ascultați, legământul lui Cerul Nou care se varsă pentru mulți, de ce s-a vărsat Domnul Iisus Hristos sângele? La cruce, de geamul de diavol? La emul peste două săptămâni vom sărbători Paștele ca români și vom fi uniți, distanța ne desparte, dar Duhul noastră nu ne poate despărți, Duhul noastră să nu fie unite și am scris și mesajul și pe site-ul adunării noastre. Ne vom uni cu toți românii care sărbătoresc Paștele peste două săptămâni și vom fi la sărbătoare de învierea Domnului Iisus Hristos. Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos vom sărbători peste două săptămâni în data de 3. Respectiv, vineri seara vom avea cina Domnului Raimu și apoi duminică, data de 5, învierea Domnului Iisus Hristos la sărbătoare. Să ne bucurăm de felul în care Dumnezeu a răscumpărat ființa umană spre iertarea păcatelor. Legământul cel nou, sângele Domnului Iisus Hristos, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatului. Iertarea lui Dumnezeu implică, în primul rând, neluarea în seamă, neluarea în considerare a ceea ce am păcătuit noi. Dumnezeu iartă, noi am păcătuit și Dumnezeu zice, dar nu mă interesează ce anume ai făcut, cum ai făcut păcatul respectiv, când l-ai săvârșit. Contează ceea ce contează în viața mea, să vii să-ți ceri iertare și eu să te pot ierta. Asta contează înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu iartă în felul acesta
și nu ține considerare de gravitatea păcatului. Pentru că noi nu ne comparăm înaintea lui Dumnezeu și zicem, eu am păcătuit mai puțin, mai mici, am făcut păcate, mai mici, ăla a făcut păcate mai mare, ăla se ceară mai mult iertare, ăla se plânge mai mult, eu se plâng mai puțin. Nu așa se face iertarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, de vremurile care a făcut și poruncește acum fiecare om să vină, să ceară iertare, să cadă la picioarele Domnului Iisus Hristos, să-i spună doar atât, am păcătuit. Și Dumnezeu nu-L interesează asta, îl interesează să spui tu, am păcătuit să recunosc. Și eu să recunosc că am păcătuit. Prin faptul că m-am uitat urât la fratele, prin faptul că mi-a dat pace din toată inima la fratele, am zis numai de pe buze pace. Și inima mea nu este pace. Iartă-mă și pentru asta. Că de multe ori noi ne dăm seama cum păcătuim, dar păcătuim așa de ușor. Și Biblia spune și ne avertizează, dacă nu crește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Aș vrea să vă întreb, că este cineva mult în seara aceasta aici, nu? Toți vorbim, da? Și păcătuim în vorbirea noastră. Ai nevoie să venim la biserică. Și de aia înțeleg lacrimile fratelui, durerea din inima lui, că nu vin oamenii la biserică. De ce nu vin la biserică? Nu ca să fim mulți neapărat, nu ca să fie să ne lăudăm că biserica e plină, ci ca să căpătăm iertare. De asta insist, înțelegeți îndemnul fraților care vă cheamă la adunare. Nu vă cheamă ca să se laude că biserica e plină, vă cheamă ca să beneficiați de iertarea lui Dumnezeu. Iată necesitatea venirii la biserică, iată necesitatea slujirii în biserică. Dumnezeu să ne ierte și Dumnezeu nu ține seama, nu ia în considerare păcatul nostru, ci ne iartă atunci când noi îl mărturisim, slăvit să fie numele Lui. Dacă citim Marcu, capitolul 2, versetul 5, când le-a văzut Iisus credința, un slăbănoc era acolo dus de patru prieteni și a fost coborât prin coperiș de Domnul Iisus Hristos, era sala plină acolo și prin coperiș n-au vrut să ajungă la Domnul Iisus Hristos. Au făcut un caul prin coperiș, au pe prietenul lor, au învățișat în fața Domnului Iisus Hristos. Și spune Domnul Iisus Hristos, când le-a văzut Domnul Iisus Hristos, credința mea a întrebat ce păcat a făcut omul ăsta, ce, zice, când le-a văzut Iisus credința, zice, bănocule, fiule, păcatele sunt iertate. Iată cum iartă Dumnezeu. Nu ne interesează gravitatea păcatelor noastre, interesează să fim sinceri cu El, să venim la El și să venim la biserică ca să putem fi iertați. Noi primim izbăvire de păcatele noastre și cei păcătoși dintre care suntem și noi, salvați adevărat, dar greșim de multe ori. Nu suntem încă desăvârșiți. Când se va arăta El, vom fi ca El, atunci schimbarea aia, transformarea aia, iar nu știu cum se face, dar vom fi atunci ca El. Până atunci suntem nădăjiți, prăpădiți pe pământul acesta, de multe ori loviți, trântiți, dar nu doborâți, nu morți, ci vii pentru slava lui Dumnezeu. Și iertați fie. Roman, capitolul 5, versetul 9. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți, pentru că suntem noi cineva, pentru că suntem noi păstori, pentru că cântăm noi așa de frumos aici în față, pentru că știm noi așa să ne închinăm, să punem mâini așa și avem o închinare de asta, de alții nouă au pentru asta. Pentru că, deci, cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți, prin sângele lui Iisus Hristos suntem socotiți neprihăniți și mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu care să se descopere împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 12. Mânia lui Dumnezeu în ceasul încercării despre care am vorbit, care are să vină peste lumea aceasta, se va desfășura împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Toți care sunteți în seara aceasta aici, în seara aceasta, în locul acesta, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin, amin. Nu le cistiți pe Dumnezeu. Dar cei care nu sunt aici aveau ocazia să fie aici. Dumnezeu cunoaște cumva la fiecare. Dumnezeu știe pe cei care sunt la servici acum și Dumnezeu știe și pe cei care sunt în altă parte. Știe și pe cei care au avut posibilitatea să vină aici și n-au venit. Și aceasta a venit în prezența Domnului Iisus Hristos, a nu veni la închinare înaintea lui Dumnezeu, a nu veni la întâlnire în casa lui Dumnezeu. Nu neapărat, dacă nu ai darul ăsta de slujire, neapărat să slujești. Vii în casa lui Dumnezeu, spui o rugăciune acolo, ca Dumnezeu să te ierte. Amin. Și asta ești binecuvântat de Dumnezeu. Dumnezeu. Dar când nu venim la casa lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu se descoperă că ne cinstim pe Dumnezeu. Vreau să înțelegem asta, să nu luăm așa de ușor lucrarea aceasta lui Dumnezeu, venitul la biserică. Hristos de cer și pământ, între tâlhari, a fost sete, i-a dat o țet și fer. Și n-a spus, mă, dar avea putere să dea jos de pe cruce, avea putere. Așa, prin suflarea lui Dumnezeu se nimicească pe toți cei care erau în cruce. A spus, rapt aici. E cald, rapt aici. Este greu, sulița în costa lui. Rapt. Pentru ei, pentru că iubesc. Glorie ție, Iisuse! Vreau să iert, să iau pe mine în cer. Asta a spus Domnul Iisus de la cruce. Pentru că noi, pe un 2013 anul acesta, iartă pe Cornel, Tată. Amin. Și poate că el greșește. Chiar slujitorul cum este. Dar Domnul Iisus Hristos îi mai
pe cruce. Așa e, ți-a zis nimic, a înviat și este la dreapta. Glorie de Lui Dumnezeu! Și tot zice, Tatăl, ia unul pe tine. El o greșit acolo. Dar uite, e la închinare acolo. Se închină între tata. Iartă-te cu el, iartă-te pe Ioner, iartă-te pe Vasile, iartă-te pe Florin, iartă-te pe Maria, iartă-te pe toți pe cei. Eu am murit pentru tine, Tatăl. Îți greșiți, că să vă rea, despăgător. Iartă-te, cum se acolo acela. Aleluia! Toate să spună Domnul Iisus Hristos despre tine în lucrul acesta, să întoarcă către Dumnezeu, acolo într-o. Îmi imaginez de multe ori conversația aceasta Domnul Iisus Hristos cu Dumnezeu, cu Tata, la dreapta lui Dumnezeu. Ce frumos vorbește despre noi, copiii, cum suntem? Am zis, așa este. Când se poate aici după noi, diavolul îi lipește, aruncă de ei tot felul de lucruri rele. Îi spitește fel și fel de să-i spitiți, dar să ne am unul pentru ei. Și într-o zi, e voia de aici. Aleluia! Așa iartă Dumnezeu. Ne iartă pentru totdeauna și nu ține seama păcatele noastre. Întâi, Tesalonicenii capitolul 1, versetul 10. S-a așteptat din cerul pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Peste lumea aceasta, mânia viitoare are să vină. Dar pe noi, ai Lui care suntem, care venim sâmbătă de sâmbătă, venim la întâlnire cu El, ne mărturisim păcatele și El ne iartă, pe noi ne izbăvește de mânia viitoare. Al treilea rând, Dumnezeu iartă și primește pe cei iertați la El. Și aici fiecare cred că v-ați ascultat predice despre, vă aduc numai minte, pilda fiului risipitor. Acolo este dat un exemplu de un fiu care a părăsit casa părintească. S-a dus de la părinți și a cheltuit toți banii și toată averea care a fost dată, care a fost împărțită, care a căzut la împărțeală. Și la un moment dat își vine în fire și zice, argați tatălui meu au belșug. Eu, fiul, mi-am bătut joc de tata, dar mă întorc acasă. Și tata, zi de zi, zice, cu brațele deschise, l-așteptam prag. Seara aceasta ești aici, eu nu știu de ce. Ca să vezi brațele lui Dumnezeu, lui Domnul Iisus Hristos, că te așteaptă prea. Aleluia! Dacă ai spus, m-am săturat să mă tot duc cu pocăiții. M-am săturat să tot auzit cântând, m-am săturat să tot slujesc. Apoi tot eu să mă duc, apoi tot eu să slujesc, apoi tot eu să cânt. Tot sunt tânăr, nu văd de tinerețea mea. Poate zis, poate am un gând de genul acesta. În seara aceasta îți aduc aminte că Hristos Iisus, Dumnezeu Tatăl, te așteaptă. Aleluia! Mai spune în Apocalipsa, te stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el. Voi cina cu el. Aleluia! Și atât, și el cu mine. Aleluia. Asta e nădejdea noastră. Voi intra la el în inima lui, voi cina cu el aici pe pământul acesta și atenție, el cu mine. În Împărăția lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Cu cei despre care nu mai auzit, Avram, Isaac, Iacob, Sfinții Vechiului Testament, Moise, Iona, Profeții Vechiului Testament. La masă cu ei acolo un fiu. Da, Doamne. Hristos Dumnezeu, ce privește. Vino, Doamne Iisuse, Maranata. Aleluia. Dumnezeu iartă și eliberează de sub stăpânirea păcatului. El zice, iartă și femeia care a venit și a fost prinsă într-un păcat grav. O femeie și a zis, legea noastră spune, cu pietru. Și acum noi avem fiecare tu în polovan și pe femeia asta am dus-o la tine, o judești tu, după aia dăm cu polovan ea. Doamne Iisuse Hristos zice, care? Pe pământ și am încercat să imaginez ce a scris Domnul Iisus Hristos acolo pe pământ. A scris păcate acolo pe pământ. Eu așa cred că a scris păcate, a scris ură și ăla care avea bolvanul nu sunt aia. Eu sunt eu care vreau să mânie, cum? Și ăsta e păcate. N-am făcut. O să am bolvanul jos. Vă să vedeți că femeia mea, unde sunt pârșite? Unde sunt? Du-te și să nu mai păcătuiești. Și eu cred că toată inima că femeia n-a mai păcătuit. A fost puterea eliberată de păcatele ei. Când vine un om la Iisus Hristos, când vii la Iisus Hristos și îți mărturisești păcatele tale și ești sincer, Dumnezeu iată și eliberează. Amin. Și ai puterea să nu mai faci lucrul acela. Interesant cum iartă Dumnezeu. Așa iartă Dumnezeu și așa știi că ai fost iertat. Că nu mai faci păcatul acela. În momentul în care Dumnezeu te-a iertat, a pus acolo în locul păcatului Duhul Său ce Sfânt și când vrei să mai păcătești, Duhul Sfânt zice, nu! Amin. Nu, tu ai fost iertat, nu mai fă. Și iară vrei să faci, că e obișnuința și diavolul care te ispitește. Și Dumnezeu zice, iarăși prin Duhul Său ce Sfânt. Nu! Tu ai fost iertat! Și ne amintește. Și iată că avem legătura aceasta cu Dumnezeu și suntem iertați și eliberați ca să nu mai facem lucrul acesta. Vorbește cuvântul lui Dumnezeu în Colosei, capitolul 1, versetul 13, despre lucrul acesta. El ne-a izbăvit, au zis, de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, din nou, prin sângele Lui, iertarea păcatelor noastre, slăviți să fie numele Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu
Dumnezeu iartă în al cincilea rând și înnoiește ființa iertată, persoana iertată și promite viața veșnică. Găsim în lucrul acesta în Evanghelia după Luca, capitolul 23, versetul 24. Vrem mai frumoasă promisiune? Era o carte care am citit-o când eram în nu știu pe ce clasă, la lectiu, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și mă vedea ce sumă pasiv, dar asta e o poveste, e o carte de povești asta. Hristos promite Sfânta Carte și Dumnezeu promite lucrul acesta că va fi viață veșnică. Lucrul acesta va trece, va arde cu tot ce este pe el. Și noi vom plăcea spre veșnicie, viață veșnică. Pentru veșnică și bucurie, fără lacrimi. Căpătați sora acolo, cântarea căpătați acea cer, nu vor fi lacrimile de durere și să vă sfârșit acolo pentru totdeauna. Și aici poate avem lacrimi, surori, frați și tine, care sunteți în seara aceasta, locul acesta. Pentru o zi să vă sfârșit asta. Locul și veșnicia care a pregătit-o Dumnezeu pentru cei iertați de El. Atenție, și vă reamintesc lucrul acesta. Suntem în seara aceasta aici, ca să beneficiem de iertarea lui Dumnezeu. Viața veșnică este pentru cei iertați. Tu poți să pleci în seara aceasta din locul acesta iertat sau neiertat. Este alegerea ta. Dumnezeu spune, eu am făcut tot ce am putut. Pe fiul meu, cum mi-a fi mandat să-și verse sângele la cruce ca voi să primiți iertare. Oricât de potetor, de fiul păcatele voastre, cum este cârmâzul. Face albe și să vă păstrați albele albe. Și dacă o poate arunca diavolul printr-un păcat în viața voastră, la calvar, fugă la calvar. Mai este hară în casă. Hristos mă găsește iertând. Slăviți să fie numele Lui. În seara aceasta suntem aici ca El să ne elibereze. El să ne ierte și să beneficiem de iertarea Domnului Iisus Hristos. Și un exemplu aș vrea și mă apropie de chiar, nu știu, de aveți ceasul. Predicatorul ăștia, asta e defectul lor. Predică și uite de ești, dacă nu le puneți ceasul acolo, e uite. Iisus și tâlhar, cum ai intrat? Iisus pe tâlhar. Și când l-ai intrat? Aveau posibilitatea amândoi tâlharii să fie iertați? Da. Așa că aveau. Hristos nu o zic, bă, pe tine pierd că tu alegi mai bine, tu ce știu eu. Și nu o zic, stai să vedem care e mai păcătos, care e tâlhar, tu ce păcate ai făcut? Tu ce păcate ai făcut? Nu s-a întors asta că. Ei discutau acolo tâlhare și unul dintre tâlhare se întoarce către ăla și spune, mă, știi ceva, noi merităm pe deasă, noi suntem tâlhare, noi merităm să murim pentru păcatele noastre. El e Fiul lui Dumnezeu. El nu moare pentru păcatele noastre. Dar te zice, ce vorbești, mă? Nu te măsurezi de treaba ta. Și Domnul Iisus Hristos a trebuit să întoarce către cel care și-a recunoscut păcatele. Dar celălalt zicea, da, e adevărat, noi murim pentru Hristos pe amândoi iertat și a avea în Împărăția Lui Dumnezeu. Însă vedeți diferența. În același loc, amândoi cu aceleași păcate, amândoi având posibilitatea să fie iertați, unul iertat și direct în Împărăția Lui Dumnezeu, Iisus Hristos spune, te-am iertat acum și acum, astăzi, vei fi cu mine în rai. Aici murim, ne sfârșim viața pe pământul acesta, dar continuăm în rai. Iar acela rai. Înseamnă să-și trece în casa Lui Dumnezeu. Și poți pleca cu iertarea lui Dumnezeu ca unul dintre cei doi tâlhari. Și poți pleca ca unul dintre cei doi tâlhari, în același loc acolo, fără iertarea lui Dumnezeu. Tu alegi. Recunoaște și cu mine împreună că suntem păcătoși și că avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Spune, Doamne, iartă-mă și pe mine. Acolo la acolo tău, banca ta. În seara aceasta eu nu plec de aici din casa ta până nu mă ierți. Mai faci un rugăciune. Amin, amin. În care te poți să spui lucrul acesta. Eu vreau să predice am mântuit. Aleluia! Da, Doamne. E eliberat. Eu nu știu, am venit în seara aceasta, am auzit în seara aceasta, nu de la mine, nu-s povești de la mine, invitate de mine, v-am citit din Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu iartă și vrea să ne ierte. Aleluia! Să ne mântuiască pe fiecare dintre noi. Doamne, dă iertare. Amin. Cornela mea. Fratele Remus. Amin, Doamne. Maria, tinerilor, și voi aveți nevoie de iertare. Șai, Doamne. Frașii și surorii cei vârstă, toți avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. În seara aceasta, nu părăsi locul acesta, fără să-i spui, Doamne, ai sunt. Iartă-mă și pe mine. În numele Lui Iisus. Mântuiește-mă și pe mine. Am greșit, Doamne, am pătat haina mântuirii, poate. Poate și te spui și spui, o, eu am fost mântuit, eu am fost botezat. În seara aceasta, cuvântul îți amintește de lucrul acesta. Dumnezeu vrea să-ți amintește că ai fost mântuit, dar mântuirea ta a fost. N-are nicio valabilitate dacă nu este și acum și nu mai fi și în viitor. Mântuirea trebuie să fie la trecut, prezent și viitor. Amin. Și în seara aceasta fie să iei hotărârea aceasta și Dumnezeu să binecuvânteze hotărârea aceasta.
noastră, îți duce mântuirea până la capăt. Că vine El și cum ne va găsi. Vine El și cum ne va găsi. Peste 2 săptămâni veți avea și veți veni și dumneavoastră invitație. Mai mult câți la tine vă vom pleca haina albă și vă spune sunt iertat și sunt mântuit. Amin, Domnul. Poate că te gândești și contemplezi la lucrul acesta. Și e decizia în seara aceasta, că ziua de mine nu e a ta. Și dacă vom apuca peste 2 săptămâni să fie băgați în apă, vor fi botezați cei care vor trebui să se boteze. Dar dacă nu, tot în ce vor fi? Cu decizia lor a fost luată. Aleluia! Și tu vei fi decizie în seara aceasta. Atenți, mântuit cum ai fost. Ia decizie în seara aceasta și spune, Doamne, am greșit, nu mi-am dat seama, acolo privodirea. Iartă-mă că poate la noapte de nimeni. Și vreau să fiu în cer cu tine. Aleluia! Dumnezeu să ne dea puterea fiului. Amin, amin! Părăsim locul acesta. Iertați de El. Amin. Și liberați, Doamne, dă-i liberare. Amin, amin! Trezește poporul tău aici în Arima. Amin, Doamne! Toată adunarea din locul acesta. Fie binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin, amin! Amin! Aleluia! Domnul fie lăudat. Amin. Și apoi binecuvântăm pe fratele Cornel în numele Domnului. Amin. Pentru mesajul pe care Dumnezeu l-a trimis pentru noi, pentru toți în această seară. Dragii mei, Dumnezeu ne are în vedere pe toți care sunt aici. Așa e, Doamne. Dumnezeu ne este părtinitor cum suntem noi oameni de multe ori. Dumnezeu ne iubește la fel pe toți. Amin. Și în dragostea Lui vrea ca fiecare dintre noi să fim acolo în împărăția Lui. El ne vrea pentru El, așa cum suntem. Ne iubește pe fiecare. Nu se uite la culoarea pe care avem la față. Nu se uite la hainele care suntem îmbrăcați. Nu se uite la gravitatea păcatelor. Domnul ne iubește și așteaptă doar un singur lucru. Așa cum aștepta tata pe acel copil al său plecat acasă. L-aștepta și stătea și se uita. Și parcă l-aș vedea cum când l-a zărit de departe, cum inima a început să-i fină plină de bucurie. Amen. Pentru că Fiul Său s-a întors acasă. Amen. Așa este și Dumnezeu. Ne așteaptă pe toți să ne întoarcem la El din toată inima, slăvit să fie Domnul. Amen. Înainte ca să ne închinăm Domnului cu rugăciune, invit din nou pe tinerii din Estehol să laude pe Domnul din nou cu 2 cântări înaintea Domnului și Domnul să le binecuvintează din nou din cântare în cântare. Amen. Și apoi ne vom închina Domnului cu rugăciune și rugăciunea pe care vrem să facem în această seară. Am dorit ca fiecare dintre noi, așa am înțeles în această seară, nu că este fratele Cornel, nu că este fratele Remus, nu că este fratele nu știu care, fiecare dintre noi avem nevoie de Dumnezeu, de iertarea Lui. Avem nevoie de mântuirea Lui. Avem nevoie să simțim eliberarea Lui în această seară. Domnul să se îndure de noi de toți. Amin. 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 Domnul să binecuvinteze și apoi ne vom închina înaintea Domnului cu rugăciune. Amin. Amin. Thank you.
Aleluia! Domnul să vă binecuvânteze! Fiți binecuvântați de Domnul! Domnul să vă răsplătească slujirea voastră și ostenarea voastră! Așa cum spunea și fratele Cornel, puteați să fiți într-o zi ca aceasta de după masă, undeva, știu eu, să vă relaxați, puteați să fiți într-un loc unde să slujiți trupului acesta, dar Domnul să vă binecuvânteze că ați ales casa Domnului. Și să fiți în casa Domnului și să-i slujiți și să îl lăudați pe Domnul și să cântați Domnului că El va veni curând, slăviți să fie Domnul. Așa spunea Domnul Bisericii din Filadelfia, eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți iei cununa. Păstrează ce ai, dragul meu tânăr, dragă frate și soră, dragul meu prieten care ești în casa Domnului. Spune cuvântul că eu vin curând, Domnul vine în curând. Așa am cântat, poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Haina, cum este? Este pătată? Este curată? Poți să spui, Doamne, vino la noapte? Poți să spui din toată inima, vino, Doamne Iisuse? Spune cuvântul Dumnezeu căci Duhul și Mireasa zic, vino, Doamne! Doamne, ajută-ne să fim gata. Amin. Dar o să vă dau o veste bună în această seară. Și vestea cea mai bună pe care vreau să vă dau. Iisus în această seară este aici. Amin. Și vrea să vă dea ei și vrea să vă dea iertare la toți. Cea mai mare veste. Dacă ați primit o veste că ați fi câștigat la lot în această seară, votul cel mare, de 75 de milioane sau 200 de milioane, v-ar ajuta periodic. Dar vreau să vă spun că în această seară, vestea pe care vă dă Domnul Iisus spune, iată, eu sunt aici în această seară. Și sunt aici ca să-ți dau iertare. Sunt aici ca să fii cu mine în împărăția ta. Alegerea este la tine. Așa cum a spus cuvântul Domnului, alege astăzi, ca tâlharul, vrei să fii mântuit cu Domnul sau vrei să pleci mai departe în starea ta, în viața ta, așa cum ai trăit până acum. Spune Domnului, Doamne, în această seară vreau să fiu iertat de Tine. Amin. Vreau să fiu iertat de Tine, vreau să fiu mântuit, vreau să am parte de mântuirea Ta. Amin. Spune Domnul, această seară, Doamne, am înțeles că este cu neputință să nu fi greșit înaintea Ta. Doamne, poate am greșit fratele meu, poate am greșit sorei mele, Doamne, poate am greșit vecinului meu, poate am greșit, știu, Doamne, cum am greșit. Poate m-am uitat cu indiferență, poate am invidiat, poate am pismuit, poate am gândit rău, poate am clevetit, Doamne, împotriva sorei mele sau fratele meu. Poate m-am uitat urât, poate l-am judecat în mintea mea. În această seară spune, Doamne, iartă-mă, dă-mi iertare. Vreau să plec acasă iertat. Vreau să plec acasă eliberat. Am înțeles că Domnul nu mai că iartă. Domnul eliberează. Și Domnul când te eliberează, îți dă putere și în continuare. Ca să fii tare. Și Doamne, ajută-ne să propășim înaintea lui Dumnezeu. Domnul este aici. Întrebarea este dacă Domnul vine la noapte. Nu vrei să fii iertat? Amin. Nu vrei să fii mântuit? Nu vrei să fii curat și haina să-ți fie curată? Doamne, curățește-ne! Am înțeles că nu ai sângele tău. Sângele acela care a curs pe golul tău, vrei să se ierte. Vino înaintea Domnului, împreună cu mine. Și eu am nevoie de iertare ca și dumneavoastră. Și eu am nevoie de mântuire ca și dumneavoastră. Și eu am nevoie de Domnul Iisus ca și dumneavoastră. Domnul Iisus să se atingă de noi de toți în această seară și prin sângele Lui să primim iertarea păcatelor. Amin. Mergem cu toți și rugăm înaintea Domnului ca Domnul să se îndure de noi de toți. Amin. Doamne, stăm înainte.